hecho el Neșmanica e probabil că nu o să, chiar dacă e ceva de criticat, nu o să zic, dar chiar atât de greu de destronit, cum se acreditează ideea, sunt cei doi chiar de capricioși? Da, sunt doi jucători cu personalitatea aparte, o personalitate mare, dar cred că dacă îi băga în teren, acolo știau ce au de făcut și cred că a ajutat foarte mult echipa națională. Dar comportamentul lor în vestiar nu e, e altfel decât acelora, dar bănuiesc că nu iese cu mult din tiparele, ceea ce se numește comportament în vestiar, nu? Nu, sunt doi colegi foarte, foarte buni.